Am cunoscut-o pe domnul cu peste 10 ani în urmă. Și am cunoscut-o datorită fiului meu, care atunci era în clasa 1 și care venea de la școală în fiecare zi, ori cu cămașa ruptă, ori cu pantalonii mizerabili, ori cu nasturi lipsă, ori cu uniforma vraiște, pentru că aproape în fiecare zi avea bătălii de dus la școală. Și mă plângeam unei prietene că nu știam ce să mai fac cu atitudinile belicoase ale băiatului meu. Și bineînțeles că, cum de la el nu scoteam mare lucru, îl învinovățeam ca orice părinte care se respectă tot pe el. Și îl bosforodeam și îl certam și el de fiecare dată promitea că a doua zi o să fie cu mințenia pământului și nu o să se mai bată cu nimeni și bineînțeles că o lua de la capăt. Prietena mea, ascultând plângerile astea și săturându-se de ele, că altceva eu nu mai aveam de vorbit, m-a trimis la duminică. Zicea, am eu o prietenă, bine ai face să te duci să te sfătuiești cu ea, că eu n-am ce sfaturi să-ți dau și nu știu ce să zic, și m-am plictisit de plângerile tale. Și m-am dus la duminică. Drept să spun că n-aveam o părere foarte încântătoare despre psihoterapeuți, cărora, așa, într-un limbaj necolocvial, pe care îi botezasem psihopupul. Nu mă încântau deloc, pentru că mă enerva la culme jargonul lor. Ăsta, așa, în care trebuie să ții un dicționar la tine sau să te simți ultimul prost că n-ai înțeles ce-ți spun ei cu un aer foarte competent și tu habar n-ai și nu înțelegi nimic din chestia aia. Și deci m-am dus îndoită să o cunosc pe domnica și domnica m-a cucerit de la început cu căldura ei extraordinară și cu umorul ei și cu m-a eliberat dintr-o dată de încruntarea mea, că eram toată concentrată să înțeleg, să mă străduiesc să rețin eventual termenii pe care avea să mi-i spună, ca să mă duc acasă și pe internet și să văd ce însemna fiecare. M-a scutit domnica de acest efort, deși nu știa ce era în capul meu și panica cu care m-am dus la ea. Ba, a făcut mai mult decât atât. Atunci am aflat, pe urmă am cercetat-o pe domnica, uite acum îți spun, am cercetat-o pe internet să știu de unde să o iau și să știu cine e. Și am aflat că era unul dintre oamenii, dacă nu principalul inițiator și creator al strategiei și programului național de consiliere psihologică în școli. Deci nimerisem cum nu se poate mai bine. Și domnica, povestindu eu câte și mai câte despre aventurile fiului meu la școală, domnica mi-a deschis o cu totul altă poartă și înțelegere asupra comportamentului lui. Întâi de toate, am înțeles că el, săracul, reacționa, de fapt. El nu ataca pe nimeni, dar ori de câte ori era hărțuit într-un fel sau altul, și e bine știut că până în zilele noastre școlile n-au niciun program anti-bullying, cum se zice, sau anti-hărțuire, ba încă nu numai copiii se hărțuiesc între ei, dar îi mai hărțuiesc și profesorii sau învățătorii și pe urmă se miră că sunt violenți sau nu știu de ce reacționează într-un fel anume. Pe domnica mi-a explicat că fiul meu era pur și simplu reactiv și atât, ceea ce pentru el, care era micuț și firav, era un act de mare curaj. El se bătea pentru
la un moment dat la învățătoare să încerce să îi deschidă și ei mintea către felul în care reacționează copiii și către relații, că toate aceste reacții ale lor țineau de relațiile din clasă, de relațiile dintre copii. Nu erau numai acțiunea unui copil anume sau unor copii anume, ci toxicitatea relației din clasă, de care în fond era răspunzătoare ca adult învățătoarea, crea toate aceste evoluții colaterale din care copiii suferau foarte mult. Și fiul meu supera, numai că nu știa să spună, nu știa să explice. El doar știa că dacă a primit un punct, trebuie să dea și el doi, eventual, ca să preventiv, ca să scape bazma curată. Așa am cunoscut-o pe domnica și am rămas, de-a sigur, fiul meu între timp a crescut, n-a mai avut nevoie de nici măcar de consilierea mea și de cicălinile mele, dar cu domnica am rămas prietenă, pentru că ea are, eu mai puțin, dar ea are vocația prieteniei, adică te poți întâlni cu ea din 3 în 3 ani și ai impresia că te-ai despărțit de ea ieri. E la fel de bucuroasă să te vadă, e la fel de încântată să afle ce ai mai făcut între timp, ba încă cu o memorie prodigioasă, care o bănesc o memorie afectivă, și aduce aminte ce ai spus tu acum 2 ani că se mai întâmplase cu fiul tău, prin ce aventuri mai trecuse, și te întreabă ce s-a întâmplat de atunci la final. Asta e mica mea poveste cu domnica, care s-a prelungit apoi, pentru că ea, așa cum știți, cred, a locuit mulți ani în București, pe urmă s-a mutat la Cluj, făceam din când în când, eram și eu la rândul meu preocupată de educație și de școli, făceam schimburi de informații, de pildă, eu când am aflat, am citit la un moment dat despre un experiment de ceea ce se cheamă mindfulness, făcut în școlile britanice și de efectul extraordinar pe care 10 minute de meditație și de liniștire pe zi efectul pe care îl avea această meditație asupra elevilor, extraordinar, de neînchipuit, asupra performanței lor școlare, dar și asupra adolescenței lor turbulente. Și făceam schimb de impresii și domnica îmi zice la un moment dat, dar știi că noi la Cluj deja avem un astfel de experiment, există o astfel de școală, și sigur am bănuit că ea era capul acestui proiect, care de atunci a evoluat foarte mult. Așa a început prietenia mea cu domnica, dar așa a început, cred, sau așa am înțeles eu din carte, că a început și preocuparea ei față de familie, de la copii, de la părinți ca mine, care veneau disperați că nu știau ce să facă cu puștilor. Domnica a înțeles un lucru esențial, că motorul oricăror reacții ale copiilor sunt părinții, și motorul, desigur, al relațiilor între părinți este la relația de cuplu. Și de aici, deci de la copii, cumva cariera ei a cârmit-o spectaculos, dar foarte coerent, la relația de cuplu, și deja de ani de zile, cum știți, face ateliere și consiliere în materie de relație de cuplu. Acum, în cartea asta se vede, sau, mă rog, cine a cunoscut-o de-a lungul anilor pe domnica, vede această preocupare constantă și această evoluție de la omul interesat și sensibil la chinurile prin care trec copiii și care sunt adesea nespuse, și noi toți din copilările noastre știm cum se petrec lucrurile astea, la relațiile de cuplu, care sunt, așa cum iarăși cu toții știm, cât
se poate de complicate, de chinuitoare, de dramatice, rare ori fericite până la adânci bătrâneți. Ori ea prezintă lucrurile astea în această carte într-un mod foarte relaxat, în așa fel încât ca cititor, oriunde ai deschide cartea, din punctul ăsta de vedere, e o carte extraordinar de simplă și de comodă, că oriunde ai deschide-o și oriunde te afla, poți să citești de acolo, de acolo înainte, de acolo înapoi, de acolo la mijloc, și oriunde, dai fie peste un exemplu, fie peste un gând, fie peste un sfat, care iarăși marea calitate a cărții este că nu e scrisă în limbajul imposibil, în jargonul imposibil al cărților de psihologie. Este mai curând o carte de dezvoltare personală care folosește experiența ei de terapeut decât o carte de, cum s-ar zice, științifică din care nu înțelegi până la urmă nimic. Și închei cu un gând despre titlu. M-am tot gândit, este un titlu care îi aparține domnicăi, adesea în editură noi ne consultăm asupra titlurilor și cine vine cu un titlu mai bun, acela este cel ales, dar în cazul ăsta titlul cărții domnicăi este chiar titlul propus de ea, Iubește și fii iubit sau Iubește și fii iubită. Și m-am gândit la alternanța asta, care e foarte subtilă de fapt. Ca să fii iubit, trebuie mai întâi să iubești tu. Dacă ar fi să fac o descriere, o traducere a acestui titlu, asta ar fi. Întâi să iubești tu, adică să fii dispus să asculți, să fii dispus să ai răbdare, să fii dispus să nu crezi că o relație se încropește de azi pe mâine, să fii dispus să știi că orice relație este o construcție în timp, să fii dispus să știi chiar că iubirea nu este numai sau mai curând emoție, cât acțiune, cât hotărâre. Mă hotărăsc să iubesc pe cineva și fac tot felul de lucruri pentru treaba asta, mai curând decât simt așa niște palpitații, mă îmbujorez, astăzi iubesc pe cineva, normal că mâine pot să iubesc pe altcineva pentru că am aceleași palpitații. Iubirea e puțin mai complicată și puțin mai activă și mai responsabilă. Asta e demonstrația pe care o face această carte. Cu asta închei ca să las și pe alții să vorbească, dar tot despre titlu mi-aduc aminte că acum cum tocmai l-am lansat pe Arsenie, biografia lui Arsenie Boca, îmi zorne în cap tot felul de duhovnici și vorbele lor. Există un duhovnic sârb care cred că a murit cu ani în urmă, dar pe internet are tot felul de meditații și una dintre vorbele lui celebre, cred că s-a tradus și în românește, este cum îți sunt gândurile, așa ți-e viața. Această carte este și o demonstrație în acest sens, care nu e ușor de făcut, nu e o experiență care se învață imediat, se învață trecând prin tot felul de eșecuri, de greutăți, de renunțări, dar nu cred că trebuie să ne descurajăm. Atâta timp cât încă suntem capabili să iubim, cu siguranță că vom fi iubiți. Mulțumesc!